Principala problemă cu care am fost confruntați a fost faptul că în loc de un scrutin referitor la legile parlamentare, am avut două scrutinuri. În afară de un buletin de vot, am avut patru buletine de vot, trei buletine de vot. Lucrul acesta, în mod firesc, a grevat foarte mult timpul de vot pentru fiecare cetățean. Vreau să vă spun că pe data de 8 februarie anul acesta am transmis o circulară la toate misiunile diplomatice în care le-am cerut să ne facă propuneri în legătură cu secțiile de votare existente, dacă doresc să le mențină, sau dacă este nevoie de secții suplimentare. Și ca urmare a acestei circulare am solicitat și tuturor ambasadelor ca propunerile pe care le fac să țină seama de numărul de români, comunitatea românească și să fie în consultare cu ei în ceea ce privește alegerea secțiilor de votare și în al doilea rând să obțină de la autoritățile locale aprobarea de a deschide noi secții de votare în diverse locale. În anul acesta, la alegerile deci parlamentare, ne-a organizat în afara României un număr de 441 de secții de votare, dintre care 180 pe lângă oficiile diplomatice, oficiile consulare, consulate de alte natură. 21 de secții de votare în consulatele onorifice, unde anumiți consul onorifici și-au pus la dispoziție spațiile respective, și 234 de secții de votare în alte locații decât cele care se referă, care fac obiectul activității diplomatice. Cele mai multe secții de votare, ca să vă dau însă de la început o primă idee, practic față de alegerile parlamentare din 2016, din 2014, din 2009 și din 2007, au fost organizate 190 de secții, iar la actuale alegeri am organizat 441, deci un număr dublu. Cele mai multe secții de votare, dacă vă interesează, Italia 76, Spania 50, Republica Moldova 36, Statele Unite ale Americii 31 de secții, Marea Britanie 29 de secții, Germania 25 de secții, Franța 17, Austria 9, Belgia 8. Ar vrea să vă spun că cele mai multe consulate s-au organizat în locații noi, începând cu ora 16:17, o serie de misiuni, văzând că e un număr încă foarte mare de oameni care așteaptă să voteze, au solicitat prelungirea procesului de vot după ora 21. Din păcate, noi am scris imediat la biroul pentru secțiile de votare din străinătate, care ne-au răspuns că nu pot să răspundă la această cererea noastră, având în vedere că, potrivit legii, toate alegerile se desfășoară în același interval de timp, între 7 dimineața și 21 seara.